găsit. Azi o să facem nouă activitate. O să vă arătăm cum mulge, cum mulge Florin Novacă. Partea a doua. Partea a doua. Și cum să mulge? Care-i treaba? Cum... Trebuie să tragi din țiță, cum ar fi, trebuie să strângi așa. Mm-hmm. Cu palma, așa. Trebuie să ai putere în da. Bine. Deci Florin mulge, tragi din două trage așa. Trebuie să strânge tare, altfel nu curge laptele. Da. Și nu-i vine laptele, îi dă drum atunci. Și ai spălat ugerul în prealabil sau? Da, am spălat țițele, atâta. Nu tot, așa. Am înțeles. Și laptele pe unde vine? Pe unde vine de astea două Ioane, parcă nu știi. Nu știu. E, a întrebat pentru mine, că eu nu știu, eu vărul da. La ghimpația bar n-am. Nu da. Știu eu cum e treaba cu... Încerci și tu? Da. Da? Da. Ia dă-mi coace să încerc și eu, ia să vedem dacă mă descurc. Ia să vedem. Hai. Ia să vedem. Hai vărul. Ia să vedem, hai, vărul. De expert sunt. Ia să vedem cu coada. Hai, mi-a dat cu coada peste ochi, e treabă bună. Așa, și acum? Trage-ți. Păi nu face nimic. Trage mai tare. Uite că merge. Așa. Nu curge nimic, nu vede. Nu prea știu, mă, ce să fac aici. Să ieși așa. A, uite, ia, fii atent. Uite. Așa, așa, așa. Așa, o mai las un pic? Nu, no, poți să așa, mă, nu iese nimic, mi-a mai dat o coadă peste ochi. E că după aia supără vaca. Da, așa. Cam chinuită sărata degeaba. Ia, încearcă, așa, așa. Așa. A, păi eu n-am țâța bună, dă-mi coace țâța aia la aici. Trageți pe rând, că așa vă purcați. Am atrage vărul de la ghimpas. Aici ai, mă. A, păi mi-ai dat țâța aia nasoală, de-aia nu mergea la mine. Ia uite aici. Așa ai stricat-o și pe asta. Așa să mai cer un pic. Bă, să nu chinui vaca. Că nu vreau să chinui vaca. Nu chinui nimic, dar trebuie mult. Cum vedeți de bine țărcă, eu curge un pic. Abar n-am. Bă, să fac bine, da? Ia, ia. Să bă. Uite, bă, cum merge la ăsta. Bă. Ia altă tâță. Mi-a mai dat o coadă că n-am făcut treaba bună. Nu. A treia coadă peste ochi. Aia de acolo? Păi aia înseamnă că asta e tâța bună, de-aia nu mi-ai dat mie. Nu iese mă nimic la mine. Ce bă? Aha! Da, așa am prins pilul. Când vedeți, mai te-ai mai ieșa o încățală. Vreau să bei lapte de la vacă. Ia. Să bă de aici. Hop! Asta iese mai greu. Da, mă, dar iese bine. Ia, uite. Un strop, doi, al treilea. Păi faci... Faci-vă 3 ore ca să mulgi toate țețele. Dacă faci 3 ore, mai mult. Bă, sunt un expert, ce să mai zic, nu știu. Poți să faci așa? Ia să vedem. Ma! Poți să mulgi cu mâna stângă? Nu, e clar, nu știu. Mi-ascunzi ceva, e clar de la. Ia cu mâna stângă. Ia uite! Aaa, tu fire! Văru, ia, Văru, ia cu mâna stângă. Văru, uite așa, ia. Ia. Mă! Ia să duce merg de la Florin. La dozator, ia uite, fiți nu știu. Da, păi da, mă, că tu faci cu două mâini, ia dă-te la o parte, fac și eu cu două mâini, ia să vezi acum. Fii atent aici, acum. Ce înseamnă profesionalism. Știi tu, așa. Așa, o leac de spumă. Nu supărăm făcuța, așa, să nu o chinuim. Așa, fii atent aici, ești pregătit? Da, ia. Ia. Bă, nu s-a întâmplat nimic, mă! Deci că bagi țărușul, nu? Aoleu, așa expert! Da. O să mă las bătut, o să-l las pe Florin să procedeze, că eu doar mi-am luat două cozi peste față. Mai multe! Și cam atât. Deci trebuie să învăț de la experți. Oricum, a fost o experiență inedită. Ia uite-vă acolo, profesionalism. Cum vedeați, dă cu coada din mușă, da. Dați un like pentru vărul, cum a dat două picături de lapte. Da. Dacă nu eram eu, nici nu reușea să mulge să fac asta. Da. Dacă nu erau două picături care le-am mulț eu, era jale. Jale era. Hai să-l filmăm și pe Ariciu. Ia uite-l pe Ariciu aici. Pune-l pe Ariciu să-l filmăm aici. Pune-l aici. El e. Ariciu. E plând. Bravo, Ariciu, bravo. Unul David. Avem și David. Care David? Stai jos acolo. Ăsta mare David. Bravo, bravo, Ariciu, bravo, tată. Când vedeți, sare la un metru și ceva sus. E mafiot, ăsta e de concurs. Stai jos, 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 jos acolo. Aveam și unul băbiță. Bravo. Ăla micu. Așa. Și în continuare,
îl filmăm pe... Hai băbitul sus. Așa, jos. Să vedem acolo. Să nu dea cu piciorul. Ce sară ăștia. Bă, stai mai jos. Așa, așa, bravo, tată, bravo, bravo. De-te la mică, caută. Sunteți de vis. Caută joacă. Deci un expert, un profesionist adevărat. Mulțumim lui Florin pentru lecția de... Vaca nu dă mulți... chiar o găletușă plină, are 6 luni, te-ai mai încărcat. E da. Micuță, e micuță, odată, tot e bine, tot e bine. Da. Da. A, păi înseamnă că de asta n-am reușit eu, pentru că e vaca de bine, nici de cum că nu știu. Hai, Ion, încearcă și tu. Și avem o premieră. Domnului Ion va încerca și el. Să mulgă vaca, ia să vedem, mi-a mai luat o coadă peste nas. Eu mulg mai rar. Ia să vedem. Rar, rar, dar bine, ia să vedem. Nu prea mare lapte. A, e clară treaba, ca la mine. Doar scuze și... Nu prea mare lapte. Mai așa mult lapte. Oricum, oricum nu, nu e așa de bine ca la mine, nu? Da. Lăsați în comentarii, spuneți cine a mulț mai bine, eu sau Ion. Da. Ia să vedem. Și abonați-vă și ajutați-ne să strângem 100 de abonați. Îndeți mai mult lapte și pe lângă și în găletușă. Mai dai și pe lângă, mai ce să faci? Mai îți mai e o coadă peste față. Aș vrea mai mult de tu, mi-a dat două coadă. Ia să vedem. Uite un profesionist adevărat care ne-a mai dat și o coadă, că-l cunoaște, bineînțeles. Eu mult mare ar flori mulge mai des. Oh, uite ce se întâmplă aici. Deci e clar, era de la vacă. Vă rog. Nu eram noi de vină, era de la vacă. Vă rog, dar tu de cât timp mulgi vacă? Eu? Da. De vreo 2 minute. Dacă pot să numesc mulsul vacii ce am făcut eu. M-am mutat în chinui vaca degeaba. Uite aici, profesionalism și experiență. Cred că cozile astea peste față mi le dă un semn de mulțumire, nu? Sau... Da. Vrea să-mi spună ceva? Te place mult. Da, cred că în coada asta peste față, cred că înseamnă ești prost, lasă-mă în pace. Ceva de genul. Are coada stufoasă. Ia să vedem. Așa are stufoasă, din... ca să dai coada de muște. Să-l mulțumesc pe vară. Să mă mulțumesc frumos. Tu dacă coada pe TV... Mi-a dat una. Tu dacă coada pe TV, poate vei vă muscă. Cred că vrea să mă apere, da. Gata, pe ziua de azi, vaca nu mai are picături de lapte. E bine, treabă bună. Hop. Păi, ce să mai? Vă mulțumim. Și abonați-vă. Un like. Ne dați un like. Să vă abonați. Ariciu e și el fericit. Da. Să scrieți în comentarii. Aici, sus, sus. Asta e bun la concurs. La revedere. Pa. Goodbye.